prieten, bun venit în bucătăria mea, eu sunt Flori și vom pregăti astăzi legume la cuptor. Avem nevoie de 5-6 ardei pe care i-am tăiat cubulețe mai mari, asortați roșu, galben, verde, de care preferați, 3 zucchini tăiați rondele, 500 de grame roșii cherry pe care le-am tăiat de asemenea, puțin cimbru verde, 50 de ml oțet balsamic, sare, piper și niște oregano uscat. Într-o tavă de cuptor vom pune niște ulei de măsline și vom adăuga legumele. Îi vom repartiza cât putem de uniform. Apoi roșiile. Puteți folosi și roșii obișnuite, nu neapărat roșii cherry. Iar cantitățile pot varia în funcție de preferințele voastre. Vom adăuga sarea. Adăuga din nou ulei. Oțetul balsamic. Va da preparatului un gust mult mai aromat. Le amestecăm bine. Vom presăra puțin cimbru verde deasupra. Și vom da tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, dacă aveți posibilitatea la funcția grill, pentru 30 de minute aproximativ. Așa arată legumele noastre la cuptor. Sper să vă placă rețeta. O puteți servi ca și garnitură alături de o friptură sau pur și simplu ca atare, precum o salată caldă. Vă doresc poftă bună. Vă aștept să vizitați site-ul meu www.florikitchen.ro sau pagina de Facebook cu același nume și până data viitoare, o vară minunată!